vom face un sondaj în martie și unul în iunie. Iunie-iulie. În martie să stăm, vedem cum stăm cu partidul și în iunie să vedem cum stăm cu candidații pe care o să îi numim. Probabil că sondajele astea le vom face împreună cu PSD-PNL. Că e un colegiu greu. Mai mult. Pentru că acolo candidează Bode. Știi că eu sunt tip direct și și una din țintele mele este să-l scot pe Bode din circuit. Total și definitiv. Din politică. Pentru că nu merită să fie deputat al românilor, având în vedere și chestia asta. Nu numai asta, și altele care vor veni. Pentru că eu fac conferințele astea cu tematic. Acum m-am luat de UDMR. UDMR-ul va persista mereu în atenția mea, ca o parte din preocupare. Poftim? Nu, eu țin la partidului. Scoatem PDL-ul din circuit. Pentru că e partidul care a dus România în prăpastie. Ce anume? Nu. Nu, nu, nu. Probabil la Senat, funcție de ceva, cum am spus și ieri în ședință, unde cred oamenii că sunt mai util ca să atragem voturi. Unde, să vedem ce spun sondajele. Probabil că la Senat, la deputați nu. Că și nici nu mă interesează nicio funcție, și subliniez încă o dată, nicio funcție în administrație. Nu m-a interesat niciodată de când fac politică și nu mă interesează nici în mod special o funcție parlamentară. Și nu mă interesează nici să fac bani în politică cum fac alții. Și nici n-am făcut niciodată. Cine știe că eu am făcut bani în politică, să o spună clar, nu comentatorii ăia de articole de pe la ziarele voastre. Deci să spună concret cu ce am făcut eu bani cu statul, sau înșelând statul, sau înșelând pe cineva. Pentru că eu de când fac afaceri, n-am tras nicio țeapă la nimeni. Mă scuzați, dar am prins o răceală. Da, am avut o discuție cu domnul Stanciu, care zice că el îi negocier cu de pe la București, cu partidul PPD, Diaconescu, nu știu ce, cu UNPR-ul, și el își negociază funcțiile pe care le visează. Primar, prefect, nu, pardon, prefect și președinte de Consiliul Județean. Domnul Mocanu, da, sigur, și suntem într-o înțelegere. Vreți să vă spun că, de fapt, vă spun despre ce e vorba aici. Domnul Mocanu va candida din partea USL, deci din partea USL, pe sectorul Șimleu. Și va fi sprijinit de România Mare, care nu-și pune candidat acolo, și de încă două partide care sunt astea, USL-ului, PRM și, pardon, PNL și PSD. Cine? Nu, Mocanu e simplu membru, dar din câte am înțeles eu, intenționează să treacă la USL. Șansele sunt foarte mari dacă candidează. Și am înțeles că sunt și discuții. Păi își dă demisia. Foarte simplu, își dă demisia, într-o oră cazul e rezolvat. Ce? Astea sunt jocurile politice. Omul merge unde are șanse. Și Mocanu are șansa lui și dacă merge independent, strânge o grămadă de voturi. Pentru că sondajele îl arată aproape de Bode. Acolo, la un procent diferență. Cu toate investițiile pe care le-a făcut Bode în zonă și care se laudă că le-a făcut el, dar ies bani de la buget în mare parte și bani de la Uniunea Europeană, dar nu sunt bani scoși din buzunarul lui. Nu au construit nici măcar o cușcă de câini din banii lui personal și nici nu o va face vreodată. El are alte planuri, le spun data viitoare, cu documentele pe masă. Deci, în ședința următoare, o să mă ocup de deconcentratele astea pedeliste și udemeriste. Așa, în extenso. Pentru că nu-i corect, domne, să vrei progres când tu numești pe funcții de director, profesor de geografie la fabrici de nucleare și alte chestii, lipitor de afișe și ăla o zâmbit frumos sau aia nu știu ce-o făcut, nu poate, o plimbă de la un directorat la altul. Și la Izomat era, nici nu știu ce funcție, secretară.
Mă rog, deci chestia asta cu promovarea pe principiile politice s-a dovedit la nivel național o catastrofă. Băsescu, domnul președinte Traian Băsescu, sunt absolut sigur că cunoaște această situație și a încercat toate metodele ca să oprească această treabă. Se pare că n-a reușit. Pentru că mafia, caracatița, e atât de puternică încât vedeți și manevrele care se fac cu UNPR-ul, cu Mișcarea Populară, cu nu știu ce albă ca zăpadă, toată lumea încearcă să se depărteze de PDL și mai ales acum manifestările clare al lui Cristian Preda, mai nou al lui Videanu, al lui Roberta Anastase, că nu mă așteptam și ea să zică că partidul nu e în stare să facă nu știu ce, arată clar că urmează toată lumea să îndepărtează de cancerul care se numește PDL și care a dus România de râpă. Pentru că dacă o iau la micro, deci ai o firmă, da? Pe orice prost, nu trebuie să fii foarte deștept ca dacă ai firmă și faci împrumuturi din bănci să construiești. Dar una e să construiești cu un leu sau cu un euro și alta să construiești cu 7 euro. Și aia 6 euro să se împartă prin diverse buzunare. Cum s-a întâmplat de fapt la noi. Deci dacă n-ai profesioniști în funcțiile de astea de conducere și nu obții niciun rezultat. Parcă nu au fost chiar atât de mari. Deci, de pe o scară de la 1 la 10, PSD-ul fixez undeva pe 3-4, de ăștia au ajuns la 10 cu steluță. Deci corupția este atât de mare încât nu se mai poate face nimic ca să o stârpești, decât să elimini partidul ăsta de la guvernare și toate ramurile lui. Eu cred că e singura șansă lor actuală. O să vină el azi, tot flămânzi. Dar nu așa ca și ăștia. Ăștia deja au pus stăpânire. Cineva de acolo, din Modrogan, îmi spunea într-o discuție că 30 de oameni din PDL bagă în fiecare zi 1 milion de euro în buzunar. În fiecare zi. Și nu m-ar mira să fie așa adevărat. Plus instituțiile statului pe care sunt de așa manieră coordonate și conduse, gen DGIPI, gen și la SRI, și până alte părți, încât ele servesc anumite interese, nu mai servesc. Informațiile rămân blocate. Când e vorba de PDL, se oprește și la DGIPI. Se oprește informația. Și se introduce într-un sertar pentru WC sau se distruge dacă s-ar putea. Dar acum se pare că domnul președinte Traian Băsescu o cam dat dispoziții procuraturii să se ocupe de gen Bica, Dita mai vicepreședinte Consiliul Județean, Dita mai vicepreședinte de PDL la nivel județean, arestat pentru mită, clar. Și o să mai fie de-astea, în mod cert, pentru că se lucrează deschis, deja uitat de limitele de protecție necesare. Și eu cred că vor mai pica și alții. Păi da, și PDL Sălaj a fost creația mea. Pe care nu mai recunosc. Nici ca membri, nici ca și conduită, nici ca și mentalități. Exact așa s-a întâmplat și la nivelul cel mare. O scăpat pe de rău de sub control. Păi da, nu se vede clar. Îi spune în 3 rânduri lui Emil Boc să demisioneze și refuză. Deci nu se mai supune. Nu. Președintele Traian Băsescu, din ceea ce cunosc eu în culise și de asta, i-ar fi spus de 2 sau 3 ori să demisioneze și nu vrea să demisioneze. Deci când nu mai faci ce vrei tu, că el de fapt, săracul Emil Boc, a fost păpușă, numai că acum se joacă alții cu ea. Cine crezi că este păpușa? Cercurile de interese. Aia care sunt cu banii, cu legătorii de bani, și sunt câțiva la număr și facem o temă și pe asta dacă vreți, ăștia conduc țara din spate și ce s-au ales din chestia cu frontierele? Nimic. Dacă în frontiere erau, să zicem, la modul absolut, era un control perfect. Noi cred că datoria României nu era de 100 de miliarde sau 80 de miliarde cât e acum, cred că era de 30.
Atât de mult s-a, așa, evaziune s-a făcut în urma lipsei de control la frontiere, țigări și alte chestii. Petrol, cafea și alte minuni. Dar nu vedeți, totul încet, încet ies toți, pentru că dacă spun ăia adevărul care-s legați, pică capete de sus. UDMR-ul încă mai are multe chestii să șantajeze, înțelegi? Și se pare că ține chestia. Părerea mea e că vor merge cu ei până la capăt și undeva pe ultima sută, poate prin iulie-august, atunci se rupă. Pentru că au foarte mult de câștigat aici. Bani, plus că țin în loc chestia asta cu regionalizarea, că interesul lor, pentru că dacă regionalizarea nu se face cum vor ei, pierd parțiumul ăsta, ieșirea la... Că aici e interesul. Chestiile alea cu regional, dezvoltare, cu minune, alea sunt povești. Deci nu are rost să... Și PDL-ul are un interes foarte mare ca să facă regionalizarea. În ce idee? La ora actuală, din sondajele care sunt, sigur, ei prind 5-6 președinți de Consiliul Județean, din sondajele care sunt. Și atunci le convine să facă o regionalizare pe zonele în care câștigă ei. Deci în jurul județului, pe așa, să culeagă și județele alte care sunt perdante și atunci au un câștig electoral. Totul, până la urmă, să ajungi la putere. Deci deviza numărul 1 a oricărui partid este să ajungă la putere. Dacă nu la putere, măcar în Parlament, funcție de forța fiecăruia. Deviza PRM-ului acum este să ajungă în Parlament, să treacă pragul și cred că îl va trece, pentru că sondajele ultime, din câte făcute de XOP, mi se pare, Vadim Tudor este la 12,5%, este înaintea oricărui reprezentant al PDL-ului. Mi se pare Stolojan are 9 și. Deci, în mod cert, când un președinte de partid este în sondaj la 12%, și partidul se învârte undeva sub el la vreo 7-8. Și, de fapt, cum arată și sondajele. Și noi credem în Sălaj că, după ce luăm primele măsuri de organizare și așa, undeva până primăvară, o să ajungem la 7-8 și, urmând ca în campanie, cu o activitate intensă, să ajungem la țintă, la 10%. Tot timpul discut cu ei și... Nu vă treceți cu liderii că se dă o condiție în care atunci când a fost pășit, ați fost cu toate celelalte. În politică, turnurile se pot întoarce. Deci sunt relații foarte bune. Cu Tibi Marc sunt prieteni, eram prieteni și pe vremea aia. Cu Nosa, da, sigur, care e problema? Frăția de arme. Care e problema? Nu ascundem niciunul că am fost ofițer de securitate. El a lucrat, ca să știți și povestea lui, efectiv a lucrat un an jumate. Un an și câteva luni efectiv. În rest s-a încadrat în viața civilă, l-au trimis 6 luni la Grădiștea, 6 luni la Băneasa, iar la curs de limbă, la nu știu ce. A lucrat un an și vreo 2 luni, efectiv. Și de ce se ocupa el? De industria alimentară, fiind inginer hortico sau zootehnist și are și științe economice, am înțeles acum, sau atunci, avea și atunci, și s-a ocupat de probleme de agricultură. Deci era un fel de informa Consiliul Județean, sau cum îi zicea atunci, Comitetul Județean de Partid, cu problemele din agricultură, adică arăturile s-au făcut sau nu s-au făcut, tractoarele funcționează sau nu funcționează, chestii de genul ăsta. Deci n-a făcut o treabă extraordinară în securitate, pentru că așa era domeniul, față de mine, care eu zic că am făcut treburi mai serioase. Și iar, dacă vreți, așa, un apendice la o conferință de presă, că nu o să avem multe subiecte, o să vă spun în 15-20 de minute exact cu ce m-am ocupat acolo și din ce cauză am problemele care le-am avut cu CNSAS-ul. Care, pe Vadim Tudor, nu-l interesează de nicio culoare CNSAS-ul. Care e o instituție perimată, părerea mea, au trecut 20 de ani de la Revoluție, pericolul securiștilor s-a redus substanțial, a mai rămas câte unul pe aici, pe acolo, cum sunt eu, de exemplu, care mai mișc ceva, în rest toți plimbă pungile pe aici, prin piață,
și la nivel oameni bătrâni, și când ne întâlnim la, la întâlnirile astea noastre, se vede că majoritatea sunt bolnavi, cu probleme de familie, cu numai... Deci, frăția securiștilor, cum o numea prietenul Cosmin Gușă, nu mai există. Încă nu știu. Va veni de la centru, probabil. Dar ceva, va fi cu ceva de patriotism, probabil. Pe asta se merge. Păi n-am strâns mulți oameni. Din potriva. Păi n-ați auzit. Printr-un o goarnă. Am luat o goarnă și am sunat și au venit. Nu merg nici aici pe cantitate. Deci nu toți cei care au fost în PRM și în funcții aici, pe la municipiu sau la județ, le-a spus clar, mă băieți, muncă, contribuții financiare, că n-avem niște sponsori extraordinari, și seriozitate. Dacă vreți, bine, dacă nu, n-are rost să ne încurcăm. Deci vreo 3 sau 4 din sală, zic noi, deocamdată ne ocupăm cu cine am ocupat, cu probleme mai mărunte. Nu vrem să intrăm în... adică să venim pe funcții. Organizație de tinere? Nu, nici organizație de tinere, nici organizație de femei, toată lumea sub umbrelă. N-are rost să ne păcălim... Deocamdată. Nu, dar n-are rost să ne păcălim cu organizație de tineret cu 7 membri. Sau cu asta, să mă apuc eu să, acum cu, mai am un an de zile până la alegeri, să fac organizație de studenți, de tineret, de femei, de nu știu ce, nu, n-are rost. Toată lumea câtă îi, mulți, puțin, cât suntem, la oaltă și eu le-am spus și ieri, un lucru care ne poate ajuta foarte tare este să nu avem niciun fel de discuții contradictorii acolo, să fim disciplinați, fără fracții în partid, că la mine e clar, fracția înseamnă excludere, dar nu e cazul aici, nu, un stanciu n-am pe acolo, nicio urmă de stanciu, deci cu veleități astea. Și unitatea dintre noi și prietenia, camaraderia, cred că e un argument care ne duce în față, cel puțin vreau să realizez o armonie în partide, să vină oamenii cu plăcere, bem o cafea, bem o apă și povestim acolo și facem câte ceva ce putem să facem. Acum suntem preocupați de strângerea 1100 de semnături până pe data de 15 pentru ca Partidul România Mare să poată participa la alegerile legislative. Toate partidele cred că strâng așa ceva. Și targetul nostru este de 1100 de semnături. Am luat deja măsuri și cred că o să le rezolvăm. Urmează munca de teren, participare la toate evenimentele astea, cum e cea de la Bobota, depuneri de coroane, o să mă mai vedeți îmbrăcat și în uniformă, pe aici, pe acolo. Deci, acum mi-am strâmtat-o uniforma, că era prea largă. Eu nu știu. Pentru dumneavoastră, cred că adică aș vrea să conferințele noastre de presă să fie privite cu interes și, într-adevăr, când plecați de aici, să plecați cu ceva bun, nou și pozitiv.